După ce s-a făcut remarcat la o emisiune de talente, s-a apucat să compună piese pentru cei mai cunoscuți artiști de la noi. Vorbim despre talentatul Andy Grasu, cel care se află în spatele celebrei piese cântate de Andreea, Niciodată să nu spui niciodată. Acum însă Andy se concentrează mai mult pe cariera sa, iar recent a lansat și prima piesă solo. Mai slab decât îi spune numele, e la noi în studio, bine ai venit! Bine v-am găsit! Nu e prima piesă, să știi, e a șasea piesă, dar e prima piesă lansată pe canalul meu propriu. Bine, lasă-ne-a referit! Corect! Doar că e completată. Vreau să... informația, foarte bine! Da! Foarte bine, da! Deci, cum îți merge, nu ne-am văzut de foarte mult nu timp. Nu ne-am văzut de ceva vreme, din vara asta, de fapt, nu ne-am văzut. Da! Dar... din vara trecută. Din vara trecută, de fapt, că din vara trecută, așa e, așa e. Din vara lui 2017 nu ne-am ai văzut. Ai mai crescut? Nu ai mai crescut. Eu zic că n-am mai crescut, sunt tot acolo. Ești de înalt. Eu zic că ai crescut din moment ce îți faci prima piesă solo. Da, mulțumesc, da. Cum e? Ai compus pentru alții artiști tari? Da, am lucrez la Marius Moga la studio. Sunt și compozitor acolo și am scris, inclusiv pentru Andra, pentru Ruby, pentru mai mulți din industrie. Le-a plăcut din prima, le-au plăcut versurile tale din prima sau ai mai lucrat un pic la ele? Tot timpul mai cizelăm din, la orice și la linii melodice și la text. Și ei sau? Nu, în general cam pregătim noi piesele, dar cine dorește să lucreze, clar, este în, binevenit în echipă. Bun, și cu o piesă doar tu și cu tine, cum te simți? Păi, eu mă simt foarte bine. Am încredere foarte mare și în piesa asta. Văd că merge foarte bine și pe canalul meu. Piesa se numește Probleme în dragoste. Și... de unde te-ai inspirat când ai scris-o? Păi tot timpul ne inspirăm un pic din viață. Că până la urmă cine nu are probleme în dragoste? Din viața ta sau din viața ta? Din viața mea, da, sigur. Și bineînțeles că se regăsesc toți. Așa nu? Cred, da, așa vreau să cred, sigur. Cât timp ți-a luat să scrii? Vreo două ore. Cam așa, am scris-o într-o noapte. De obicei piesele astea în care eu zic că sunt piesele bune, da, se întâmplă... momentul și dinainte după experiență să... de suferit în dragoste de cât timp? Luni, ani, nu? Nu, nu? Da, nu neapărat. Dar zi momentul dinainte să scrii piesa. Da. Se întâmpla că eram la studio, sincer, și într-o seară... eu compun în general cu acordeonul piesele. Da. Am un stil la parte de a scrie piesele, cânt la acordeon și îmi dau așa o notă distinctă, să zicem, stilului de songwriting. Și cu acordeon am scris piesa asta într-o seară, la studio. Aia a fost. Am simțit că asta este piesa... aveam pregătită altă piesă pentru a fi lansată, dar asta a fost piesa pe care am simțit-o și asta și a fost piesa pe care am lansat-o. Te gândești la o colaborare, nu știu, cu Andra, că tot e scris sigur, piese, sigur, cu eu Andreea, sunt deschis să lucrez cu toată lumea, clar. Zi-mi ce urmează după piesa asta, dacă ți-ai făcut așa un plan. După piesa asta urmează tot pe canalul meu, Andy Official Music, ca să și zic cum se numește canalul. Urmează să lansez o variantă acustică a piesei, iar în luna mai vreau să lansez o nouă piesă. Deci vreau să fiu cât mai activ, fiindcă mi se pare foarte important să am material, să am material non-stop și material bun, sper eu. În luna mai scos pentru vară, bănuiesc, să o auzim pe la terasă, da, la mare, cred că nu? Da. Sau e acum ceva puteți să ascultați unde vreți voi, acasă. E o piesă mai ritmată, da. Revenind la artiștii pentru care ai scris, pentru cine ți-a plăcut să scrii cel mai mult? Păi piesa cea mai, să zicem, cel mai de succes a fost pentru Andra, care a fost number one la noi în 2016. Am o piesă number one în Moldova pentru artistă, Stella Boțan se numește ea. Uh-huh. Am scris împreună cu Alexandra Stan o piesă care în momentul de față este number one în Japonia pe iTunes. Adică sunt câteva piese care în ce au... limba ai scris-o pentru Japonia? În engleză, în engleză. Înseamnă că așa ta va fi number one, dacă așa de bine ți-a mers. Da, despre ce piesă, Andrei, vorbeai? Despre Niciodată să nu spui niciodată. Așa, ok. Da. Acolo am fost o echipă de oameni care am lucrat la piesă, am fost mai mulți oameni, dar ideea de bază de la care s-a plecat a fost linia melodică, de fapt, a refrenului a fost a mea. Dar zi-mi de balade, baladele mai merg anul ăsta? Eu cred că baladele sunt nemuritoare, nu cred că o să moară vreodată, sincer să-ți spun. Dar au reapărut, mi se pare, cu 2 ani, nu? Nu știu. Că la un moment dat nu se mai ascultau balade în limba română, cel puțin. Toți ascultau piese în limba engleză sau compuneau în limba engleză și pe urmă... Păi cumva parcă iarăși lumea începe să cânte și în engleză. Acum am observat din nou, da. Da, da, da. Asta fiindcă artiștii români își doresc faimă internațională. Cum nu îți place să scrii mai mult în engleză sau în română? Sincer să spun, scriu și. Dar cumva personal scriu mai bine în română. În română. Mă simt mai apropiat de versuri. Parcă. Foarte frumos. Vei trece și de granițele noastre în străinătate? Să sperăm, ce artiști? Să zic. Noi avem un plan de la studio, chiar avem un plan să lucrăm și în străinătate. Mai ales că sună bine în engleză numele lui Andy Grasu. Da, Andy Fat. Eu sunt Andy the Fat. Eu sunt curioasă să ascult piesa. Mulțumim, Andy. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc.
Probleme în dragoste, când inima nu e unde trebuie. Cât de fragilă e, se dezvăluie fix când nu trebuie. Probleme în dragoste apar din temice, neînțelegere, cine știe. Când el a spus ceva și i-a înțeles ceva cu totul altceva, ce prostie. De ce îmi faci probleme în dragoste? Parcă ne știm de ea. De ce renunți așa de repede? Trece repede. Dar astăzi ceva e, ți se văd rănile. Nu simt victorie când plângi. Și toate stările merg, sunt pe corăbii cu verd, naufragiate printre stânci. De ce îmi faci probleme în dragoste? Parcă ne știm de ea. De ce renunți așa de repede? Să plângi multe ruri, furtuni torențiale, să mai vindești din patii. Că rana asta e vie, ce știe să simtă știe. Ține minte tot, știe tot, se bucură de toate și de ploaie și de foc. Am deschis din prostie ușa de la colivie și mi-ai dat în inimă de tot. De ce îmi faci probleme în dragoste?